Eu înțeleg perfect astăzi că Igor Dodon face tot posibil ca cetățenii să-i mintă inclusiv prin sondajele care le vedeți. El o ține aproape pe doamna Maia Sandu, arată o distanță mare între mine și între Maia Sandu, necătând la faptul că în sondajele reale care le vede Dodon, diferența între mine și Maia Sandu este 2%. Plus, Dodon a comandat sondaje unde vinde clar că pe doamna Maia Sandu el poate să câștige în turul 2, probabilitatea este foarte mică și în cazul cu doamna Sandu, dar totuși e posibil, deoarece doamna Maia Sandu nu are susținători de centru stâng. În cazul meu, Dodon înțelege că în turul 2, sondajele lui arată că USAT-ul îl rupe pe Dodon cu 70-30, deoarece mă bucur de faptul că astăzi am votanți, cum îi numesc polittehnologii, mie nu-mi plac aceste denumiri, electorat de centru dreapta, centru stânga, de centru. Astăzi sunt mai mulți oameni care au fost dezamăgiți, unii în activitatea lui Dodon, alții în activitatea lui doamna Maia Sandu când era ministru, când era prim-ministru, cineva e dezamăgit în Andrei Năstas, cineva este dezamăgit în mine. Dar oricum, bazinul cel mai mare l-am astăzi eu și Dodon încearcă să convingă cetățenii prin aceste sondaje că, băi, azi știu eu cu Maia Sandu în turul 2, azi știu eu cu Maia Sandu în turul 2. Eu rog toți concurenții electorali să nu zgrăbească, o să decidă cetățenii, cine o să fie pe locul 1, cine o să fie pe locul 2, cine pe locul 3, cine o să iei un procent. Dar astăzi, această strategie și a manipularea lui Dodon, că iată, eu cu Maia Sandu și pe Maia Sandu o bate cu un scor zdrobitor, sunt minciuni inventate de lui Dodon și de specialiștii pe care, vă repet încă o dată, au fost achitați, o parte stă și acum, puteți, poate mass media duc să-i prindă la oficiu, Partidul Socialiștilor, care au luat 1.200.000 de dolari pentru această campanie, în afară de alte cheltuieli tehnice, despre dânsul vom vorbi altă dată.